În această lună, în ziua a șasea, îl pomenim pe părintele nostru Pavel, arhiepiscopul Constantinopolului, mărturisitorul. Marele mărturisitor Pavel era din Tesalonic, fiind notar și scriitor al Sfântului Alexandru, patriarhul Constantinopolului și diacon al aceleiași biserici. Pe acesta, ortodoxii creștini, după moartea lui Alexandru, l-au pus patriarh al Constantinopolului. Tot astăzi este pomenit și cuviosul Luca din eparhia Siciliei. Acesta s-a educat în credință, iar la 18 ani a ales să plece pe drumuri neumblate timp de 40 de zile, nemâncând și rugându-se. Este noiembrie, luna brumei, dar și a vinurilor. Este timpul fermentării și limpezirii vinului în butoaie. Și tot acum ar trebui terminate lucrările în grădinile de legume.